Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre puteri cu exponent număr natural pentru un număr natural nenul. Matematică, clasa 6. Observați! Prin numere întregi nenule, înțelegem orice număr întreg diferit de 0. Notația folosită este Z cu steluță și, așa cum se observă în imagine, reprezintă diferența dintre mulțimea numărelor întregi și mulțimea formată din elementul 0. Pentru orice număr întreg nenul A și orice număr natural nenul N mic aparținând lui N star, definim puterea n mică a lui a ca fiind numărul obținut prin înmulțirea a n factori toți egali cu a mic. Așadar, a la puterea n este produsul a n factori toți egali cu a. A la puterea 1 ne va da a, a la puterea a doua este egal cu a ori a, a la puterea a treia este produsul dintre a ori a ori a, de 3 ori și așa mai departe, lucru care se întâmplă pentru orice număr A întreg și nenul. Prin convenție, A la puterea 0 este egal cu 1, la fel respectând regula că A reprezintă un întreg nenul. Înscrierea A mic la puterea N, A se numește baza puterii, iar N mic se numește exponentul puterii. Avem următoarele exemple. Minus 3 la puterea a doua. Minus 3 este baza puterii, 2 este exponentul puterii, iar conform definiției, minus 3 la puterea a doua este rezultatul produsului dintre minus 3 cu el însuși de 2 ori. Dacă efectuăm calculele, obținem valoarea plus 9, conform regulii de înmulțire pe mulțimea numerelor întregi. 3 la puterea a doua este plus 3 ori plus 3, adică plus 9. Minus 5 la puterea a treia reprezintă produsul dintre minus 5 cu minus 5 de 3 ori, așa cum se observă în imagine. Înmulțirea numerelor întregi fiind asociativă, putem grupa și obține plus 25 ori minus 5. Regula semnelor pentru înmulțirea numerelor întregi ne spune că rezultatul înmulțirii dintre un număr negativ și un număr pozitiv este un număr negativ. În consecință avem minus 125 sau altfel minus în fața puterii 5 la 3. Câteva observații. Pentru orice numere A și N naturale și nenule, plus A totul la puterea N este egal cu plus în fața puterii A la N. Iar pentru orice A număr natural nenul, minus A la puterea N este egal cu A la puterea N, dacă n e număr par, respectiv minus a totul la puterea n, minusul iese în fața parantezei și obține minus puterea a la n, dacă numărul n este impar. Spre exemplu, minus 1 totul la puterea n, dacă n e număr par, ne va da 1, respectiv minus 1, dacă n mic este număr impar. Aplicații. 1. Folosind definiția puterii cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul, scrieți prescurtat. Minus 7, totul înmulțit cu minus 7, totul înmulțit cu minus 7. Pentru punctul A al aplicației inițiale. Obținem conform regulii de calcul cu puteri minus 7 mulțit cu el însuși de 3 ori, adică minus 7
totul la puterea a treia și în baza proprietății de la observația 3, minusul iese în fața puterii, adică minus 7 la a treia, deci minus 343. Punctul B, trebuie să calculăm minus 2 înmulțit cu el însuși, așa cum se observă, de 4 ori. Să vedem cum procedăm. Minus 2 ori minus 2 ori minus 2 ori minus 2 are ca rezultat minus 2 totul la a patra, deci minus ridicat la putere pară întotdeauna obținem o valoare pozitivă, deci egal cu 2 la a patra, care poate fi calculat ușor, rezultatul fiind 16. Punctul C, minus 5 ori el însuși, observăm, de 5 ori în produs, conform definiției obținem minus 5 totul la puterea 5-a, exponentul puterii este număr impar, baza este număr negativ, așadar minusul se pune în fața puterii 5 la puterea 5-a, obținând ca rezultat minus 5 la 5, adică minus 3125. A doua aplicație ne cere să calculăm câteva situații de numere întregi la diverse puteri. Punctul A, minus 10 la puterea a doua. Acest minus 10 la puterea a doua, conform definiției, este egal cu minus 10 ori minus 10, adică plus 10 la a doua, conform regulilor de înmulțire pe mulțimea numărilor întregi, adică 100. Minus 6 la puterea a treia este minus 6 ori el însuși de 3 ori, adică 3 factori, toți egal cu minus 6. Rezultatul este minus 6 în fața puterii 6 la a treia, adică minus 216. Punctul C, avem de calculat minus 2022 totul la puterea 0. Orice număr întreg nenul la puterea 0 ne dă 1, așadar și minus 2022 totul la puterea 0 va avea ca rezultat valoarea 1. La punctul D avem de calculat numărul plus 2022 la puterea 0. Cum spuneam și mai devreme, la rezolvarea punctului C, vom obține prin aplicarea rezultatului că orice număr întreg nenul la puterea 0 ne dă 1 și în această situație ca valoare rezultat 1. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!